Salut! În episodul de astăzi vreau să vedem cum se prezintă Ford-ul pe dedesubt după o iarnă. Pentru cei care mă urmăriți, știți că în toamna anului trecut am dat cu convertor de rugină pe dedesubt, iar pe urmă am aplicat un strat de antifon. Între timp a fost o iarnă lungă, grea, cu multă zăpadă, cu sare. Și sunt curios cum se prezintă lucrurile pe dedesubt. A funcționat șmecheria pe care am făcut-o sau nu a funcționat? Am dat doar cu convertor de rugină pe cârlig, iar pe cârlig a început să reapară rugina, doar că pe el nu am dat cu nimic altceva, cu vreo protecție, am dat doar cu convertor de rugină. Cum stă treaba pe dedesubt? Nu știu. Am dat și pe aripi. Pe aripi, în unele zone, am mai pușcat rugina, dar am observat că nu în zona unde am tratat eu azi toamnă. Dar cel mai curios e ce se întâmplă de dedesubt. O să punem mașina pe canal și o să vedem care e situația. Am băgat jetul de apă un pic să spăl, doar că am mai circulat cu mașina de când am spălat-o. Nu am avut timp să filmez chestia asta imediat după. Dar de uitat nu m-am uitat cum stă situația, ci pur și simplu am băgat doar lancia cu presiune. Bun, și hai să vedem cam cum stă situația. Aici e o zonă pe care am tratat-o. După cum se vede, rugina a început să reapară. Evident, nu e la nivelul la care a fost, dar încetul cu încetul își face loc prin antifon. Am spus și în episodul în care am dat cu convertor de rugină și cu antifon că e o chestie provizorie ca să rezolvi toată problema. Ar trebui să slablezi totul până la metal și pe urmă să revopsești. Elementele astea de suspensie sunt destul de ok. Pe ele nu prea a reapărut. Aici pe ăsta a început să puște iară rugina. Pe caroserie, în zona respectivă, arată mai bine decât în toamnă. O să fiu sincer, dar totuși a început să reapară rugina. La fel și aici. Arată mai bine decât ceea ce a fost, dar rugina își face treaba în continuare. Bine, e doar rugină de suprafață și nu cred că va afecta caroseria foarte tare în următorii 5-6 ani, poate și mai mult, cu condiția na, să întrețin punctele critice. Ca să-i spun așa, nu am așteptări foarte mari de la mașina asta, adică mașina e de 7 ani la mine, bătuți în cap și în coadă. Când va fi să fie să ruginească și să cadă bucăți din ea, o să renunț la ea, o să duc la Rabla și dacă voi avea posibilități, îmi voi lua o altă mașină nouă. Dacă nu, îi voi mulțumi pentru toți acești ani în care m-a servit. V-am spus, e o mașină veche, e din 2010, practic e o rablă, de care m-am folosit și de care o să mă mai folosesc ceva timp de acum încolo. Mari bătăi de cap nu mi-a dat, adică nu am avut probleme majore cu ea, așa că nu mă stresez, știu că o să mai țină mult și bine. Chiar dacă are rugina asta, am văzut alte Forduri, pentru că Ford Focus 2 e o mașină cunoscută pentru problemele cu rugina. Am văzut alte Forduri care sunt într-o stare mult mai deplorabilă,
din care efectiv cad bucăți, așa că nu tare bat capul. De exemplu, cum sunt bucățile astea de structură care sunt foarte groase, e metal gros, faptul că au un pic de rugime pe ele este egal cu zero. Bun, acum nu știu ce sfat să vă dau, să încercați să dați cu convertor de rugină și pe urmă cu antifon. Eu zic că n-are rost să cheltuiți banii pe convertorul de rugină. Mai degrabă, dacă vreți să faceți o chestie, luați o vopsea 3-in-1 care e destul de ieftină, o dați peste rugină, spălați bine, dați peste rugină, după care puteți să dați antifon. Rezultatul va fi similar, doar că te va costa mult mai puțin. Deci, părerea mea, chiar nu merită să folosești convertor de rugină în situația asta. Ar merita în cazul în care sablezi totul până la tablă, deci până la metal, e metalul curat, atunci să zicem că dai ca să izolezi eventualii pori de rugină și pe urmă revopsești totul de la început. Dar să faci ce am făcut eu, bine, eu am făcut-o de dragul experimentului să văd dacă merită sau nu, dar părerea mea sinceră e că nu merită. Deci mai degrabă ți-e o vopsea 3-in-1, dai peste rugină, curăți, dai peste rugină, după aia îți cumperi un litru de antifon și dai cu antifon și cam asta e toată șmecheria. Deci chiar nu are rost să cheltui banii pe convertor de rugină pentru o mașină, să faci cel puțin ceea ce am făcut eu, pentru că sunt niște bani pe care o să-i cheltuie aiurea și probabil poți să faci altceva cu banii respectiv. E strict părerea mea, s-ar putea să nu am dreptate, nu sunt un știetot, nu sunt atot știutor, nu sunt cel mai meseriaș dintre cei meseriași. Deci eu vă zic cam ce am observat eu din experiență. Acum voi faceți cum credeți, evident. Bun, ne vedem data viitoare, salut!